Chiar dacă restaurantele s-au pregătit cu oferte care mai de care pentru noaptea de Revelion, cei mai mulți giurgiuveni au ales să stea acasă cu familia în noaptea dintre ani, fie din lipsă de bani, fie pentru că Revelionul e un bun prilej pentru reuniunile de familie. Cum ați petrecut Revelionul? Foarte bine. Unde ați fost, acasă sau la rest? Acasă la Vedea. Și cum a fost? Foarte bine. Unde v-ați petrecut Revelionul? Acasă. La etatea mea, la 86 de ani. Super, a fost frumos, în familie. Da, a fost frumos. Acum sperăm de la 2014 un an mai bun. Pentru toată lumea și pentru toți giurgiuveni. Acasă. În familie sau cu invitați? Acum depinde, care mai are și familie. Unii nu m-au nici familie. Nu au nici casă. Deci, pe undeva, e mare lucru să mai ai și casă, să mai ai și familie. Până la restaurant, vă dați seama că e oarece diferență. Revelionul petrecut acasă are și avantaje. Pe lângă faptul că oricine se desfășoară fără restricții, în plus, mâncarea ar putea avea o calitate superioară. Nici partea financiară nu e de neglijat, banii cheltuiți pe cumpărături fiind mult mai puțini. Dezavantajul ar fi că dacă nu sunteți un bucătar pasionat, orele petrecute în bucătărie devin o corvoadă. Indiferent de locul unde i-a prins noul an, giurgiuvenii speră același lucru. Anul care vine să fie mai bun decât cel care tocmai s-a sfârșit.